Începem imediat Festivalul de Artă Medievală, ediția a șasea, am zis! Eu particip la majoritatea festivalelor din țară, este o chestie unică în România, la Suceava. Este mare lucru că se promovează cetatea de scaun al lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Este mare lucru că Muzeul Bucovina organizează aceste povești de cultură. Deci e vorba de promovarea turismului cultural prin acest festival medieval pentru a promova cetatea de scaun. SOS Suceava, SOS Sighișoara, SOS România, SOS tuturor cetăților din România. Trebuie să se întâmple ceva bine în România. Vă rog, luptați, mai ales acum. Faceți cumva să fie bine. Trebuie, prin turism cultural, noi putem să vindem, noi avem aur în România. Faceți cumva să fie bine. Pentru România turistică. Am zis! Garda cetății din Sighișoara la Suceava! La festivalul medieval! Am zis! Prima dată la Suceava? Da, prima dată. Ce v-a convins să veniți la festival? Trupa de teatru, în primul rând, pentru că îmi place ceea ce fac și apreciez acest lucru cultural. De unde sunteți? De la Giurgiu. Îmi place, altfel n-am fi venit. De unde sunteți? De la Medias. Și în ce trupă faceți parte? Paladinii de Terra Medias. Și ce activitate o să aibă trupa noastră? Ce număr? O să avem mai multe scenete, dansuri, lupte medievale. Vă poftim să vedeți. Până acum e cel mai reușit festival medieval din țară, la Suceava. Pentru asta veniți în fiecare an? Sau ați venit și anul acesta față de anul trecut? Da. Păi toți o preferă. Toți preferă să vină la Suceava. Din ce trupă faceți parte? Străjerii Coroanei din Brașov. Grea sabia? Nu chiar. La ce o să folosiți? Păi asta urmează să vedeți. Aveți dușmani mulți în cetate. Păi uitați cât aveți în față. Și să-i bateți pe toți, ce faceți? Păi normal, trebuie. Ce număr aveți pregătit pentru festivalul de anul acesta? Păi avem mai multe spectacole pe cursul weekendului. Și pe zi o să avem interactiv cu publicul, seara o să avem multe spectacole, cu foc, cu lupte, sunt mai complexe. E deosebit festivalul de la Suceava față de celelalte din țară? Pentru noi e cel mai special. Parada cavalerilor cu făclii a început din cartierul Opcine și s-a desfășurat pe un traseu de 8 km. Sute de suceveni au ieșit în stradă să admire costumele trupelor care vor evolua la festival, cavalerii călare și să-i fotografieze. Copiii am venit. Pentru ei sau și pentru dumneavoastră? Și pentru noi, n-am fost niciodată. Sunteți de aici? Da, n-am fost niciodată la paradă. Să mergeți poate și la activitățile din cetate? Să vedem, în funcție de timpul liber, să sperăm că da. Ce v-a plăcut până acum? Cai. E interesant. E prima dată când îl vedeți? Nu, am văzut în fiecare an. Deci înseamnă că merită să ieșiți din casă la ora asta să vedeți defilarea? Absolut. În cetate ați fost până acum? Sigur, în fiecare an merg. V-a plăcut parada? Normal că ne-a plăcut. E prima dată când o vedeți sau ați fost și în anii trecuți? Am fost și la Sighișoara. Da. Se poate compara festivalul medieval de la Suceava cu cel de la Sighișoara? E mult mai mic la noi, dar sperăm să fie pe viitor mult mai amplu. Prea puține evenimente în orașul ăsta, așa că nu scăpăm niciunul. O să mergeți și în cetate zilele care urmează? Sigur, trebuie să ducem copii. Ce aștept să vezi zilele următoare în cetate? Turniruri medievale, trașul cu tunul și călăreții cu lăncile. Ești documentat bine, ai fost și în anii trecuți, nu? Da. Te înscrii exact la școala de arme, o să participi? Am fost anul trecut, anul ăsta nu știu, mă înscriu, văd. Te duci, a căutat comoara? Cred că da. După defilarea prin mai multe cartiere ale orașului, cavalerii și domnițele au intrat în cetatea de scaun, pe care nu o vor părăsi până duminică. Cetatea de scaun a deschis porțile. Spiritul Ștefan cel Mare este în cetatea de scaun. Fiți mai buni, că restul suntem Amfis! Cetatea de scaun a Sucevei, turiștii și localnicii vor putea participa la spectacole, cascadorii cu foc și cai, scenete, concerte, cursuri de arme, jonglerii și multe alte surprize pregătite de organizatori pentru publicul de toate vârstele. E important să facem asta pentru imaginea românilor și imaginea tuturor cetăților din Transilvania, Moldova, Bucovina. Facem cumva să fie bine, vă spune toboșarul cetății din Sighișoara. Mulțumim mass mediei care într-adevăr promovează de aici, de la Suceava, România. Am zis!